bine te-am regăsit la un nou episod de Investigații Criminale, unde vorbim despre crime, dispariții și monștri de tot felul. Noi suntem Diana și Fabian, iar astăzi am decis să vorbim despre legenda Strigoiului, o legendă dacică care a fost după preluată de poporul român, dar făcută mult mai sângeroasă. Cred că se uite cineva la noi. Stai așa. Unde? Hai să ne mușcăm, hai, ne mutăm. Hai să ne mutăm acolo. Strigoii erau considerați de daci spirite rele care n-au reușit să ajungă în împărăția lui Zalmoxis. Desigur, această poveste a fost transmisă pe cale orală, așa că multe dintre detalii s-au pierdut pe drum. Și desigur, poporul român nu a considerat legenda suficient de înfricoșătoare, așa că a transformat-o într-un monstru însetat de sânge care atacă ființele mai slabe de înger. Cuvântul strigoi este derivat din cuvântul strigă, care de asemenea este luat din italiană, strega, care înseamnă vrăjitoare. Istoricul Tudor Pamphile relatează că strigoii se nasc normal ca oricare alt copil, doar că au o distinție și anume... O, Doamne! Ce e asta? El este Sharon. L-am rugat frumos să vină să ne ajute cu camera. Ok, să ne ajute cu camera. Da, să ne ajute cu camera. Mersi că ai venit, boss. Hai! Istoricul Tudor Pamphile relatează că strigoiul se naște ca orice copil, dar are, în schimb, un semn distinct. O chitie de piele pe cap. Acțiune! Da! Da. Un astfel de copil cu o chitie de piele pe cap se naște dacă o femeie însărcinată bea apă contaminată cu bale diavolești sau dacă iese noaptea afară fără să aibă capul acoperit. Din păcate, n-am reușit să aflăm ce înseamnă balele diavolești. Dacă știți voi, lăsați-ne un comentariu. Lăsați-ne un comentariu, vă rugăm. Am căutat o grămadă. Pentru a împiedica transformarea copilului în strigoi, chitia trebuie îndepărtată cât mai rapid la naștere. Pentru că, altfel, transformarea în strigoi este irreversibilă. Se mai spune că strigoiul este chel în vârful capului. Șirea spinării este prelungită în formă de coadă, acoperită cu păr. El nu mănâncă usturoi și ceapă, se ferește de temâie, iar înspre sărbătoarea de Sfântul Andrei, doarme afară. Ce chestie stupidă, adică copilul nu are, oricum e chel în vârful capului. Se naște copil cu păr, copil da? Bătrân. Se mai crede că dacă un... Ține bine camera, Sharon. Se mai crede că dacă un sat suferă de secetă, înseamnă că acolo se află o strigoaică care împiedică ploile. De asemenea, grindina este percepută de săteni ca fiind o pedeapsă al lui Dumnezeu pentru acea strigoaică. De asemenea, pe lângă strigoii vii, mai sunt și strigoii morți. Normal. Strigoii morți, în general, sunt... Ies din morminte. Da, ies din morminte. Strigoii morți ies din morminte, dar în general sunt persoane care au fost nespus de rele sau persoane care au fost executate, au suferit de o moarte prematură. Da, exact. Condamnate. Auzi, Sharon, poți să rog frumos să dai cagulea aia jos? Cred că Diana încă e un pic, you know, alarmată de ea. Mulțumesc mult de tot. De asemenea, pe lângă acești strigoi vii, mai există și cei care învie din morți, alcătuiți din copii care mor nebotezați, oameni care în timpul vieții au făcut multe rele, cei care mor spânzurați, înnecați sau împușcați. Bolnavii sau morții nepăziți peste care au trecut pisici, câini, șoareci, găini sau orice altă pasăre. Cele din urmă explică tradiția de a păzi mortul când este în casă. Strigoi, stai, m-a înțepat rău. Strigoii ies din morminte în nopțile cu lună plină și încep să danseze sau să facă fel de fel de răutăți. Noaptea lor preferată este noaptea de Sfântul Andrei, adică 30 noiembrie. Acum că știi cum să identifici un strigoi, este timpul să înveți cum să scapi de unul. Dar poate nu vreau să scap de el. Trebuie să scapi de el, ok? Îți fură lapte la vacă. Ca să omori un strigoi, prima dată trebuie să-i găsești mormântul. După ce îi găsești mormântul, este de recomandat să vii acolo cu un preot, dacă nu știi liturghia pe de rost, care, după ce îl va descânta, este datoria ta să-i bați rudei respective, pe care, you know, tu crezi că e un strigoi, un cui de stejar, să-l bați în inimă ca să fii sigur că nu mai iese de acolo. Cui de stejar? Suntem în pădure. Ok? E aici, am ciocanul chiar aici. Ok? Poate să vin un strigoi acum, sunt pregătit. Acestea fiind... Pregătit? Exact cum am pregătit. Așa, acestea fiind spuse,
Este destul de ușor să omori un strigoi dacă nu te deranjează să fii pus sub acuzare de statul român pentru profanare de morminte. Lăsând gluma deoparte, în mediul rural există comunități care încă mai cred în astfel de legende. De exemplu, la sfârșitul anului 2003, 6 săteni din satul Marotiu de Sus au dezgropat cadavrul unui consătean. I-au luat inima, au ars-o, iar cenușa amestecată cu apă i-au dat-o să o bea unei fete despre care credeau că este bântuită. Același istoric, Teodor Pamfile, spune că miturile despre strigoi s-au păstrat în unele sate de munte izolate din Hunedoara. Deși răzbunările violente asupra presupușilor strigoi au dispărut în mare parte, ritualurile de alungare a acestora s-au păstrat în tradiția multor așezări. În trecut, cimitirele unor sate din Hunedoara au fost răvășite complet de sătenii convinși de existența strigoilor și hotărâți să scape de spiritele necurate care îi bântuiau. Potrivit unui articol al ziarului Lumina din 1924, în comuna Săulești din județul Hunedoara, după morțile în decurs de 3 zile ale bătrânului Milion Curtean și ginerului său, oamenii au început să creadă că cei morți ar fi strigoi. I-au dezgropat și i-au scos inima din ei. Publicația precizează că unul dintre indivizii ce a participat la profanarea mormintelor s-a înveninat și a murit și el. O anchetă a avut loc pentru stabilirea împrejurărilor cazului straniu din Săulești, iar 6 oameni, printre care și primarul comunei, au fost judecați și amendați pentru inițiativă. În anii 30, un alt eveniment asemănător s-a petrecut în satul Sarmisegetuza din Hunedoara. Localnicii au pornit la vânătoare de strigoi în cimitir, după ce vitele mai multor săteni s-au îmbolnăvit, ori au fost atacate de animale sălbatice. La lumina felinarelor, sătenii au dezgropat mai multe morminte pe care le-au considerat suspecte, iar cei presupuși vinovați au fost disecați cu sapele și iarși. După al doilea război mondial, regimul comunist a cenzurat astfel de practici, iar relatările despre credințele în strigoi s-au împuținat. Dar când fiecare cetățean credea că poate să doarmă liniștit, strigoii s-au întors mai puternici ca niciodată în 2015, tot în Hunedoara. În satul Chiercheș, un localnic și-a ucis prietenul în miez de noapte. Băut fiind și convins că acesta se transformase într-un diavol. Autoritățile au notat că, potrivit ucigașului, victima a început să se transforme în diavol și a început să-i țâșnească sânge din cap, pe ochi, urechi, gură, moment în care victima s-a ridicat de pe patul pe care se afla și a fugit afară. El a urmărit-o și a constatat că aceasta este căzută în portiță și decedată. Anchetatorii au stabilit că vânătorul de strigoi a sărit cu genunchii pe pieptul victimei, iar în același timp l-a sugrumat. Merge! Auzi, l-ai văzut pe Sharon? Nu știu, Fabian, dar hai să terminăm. A zis că se duce să-și ia țigări și nu s-a mai întors. Lasă că vine el, hai să terminăm că mănâncă țigări. Ok, bine, revenim la strigoii noștri. Unii dintre sătenii au luat apărarea criminalului, aducându-și aminte de legenda lui Săvuța, un monstru care a terorizat așezarea timp de mai mult timp, până când localnicii au decis să se răzbune pe rămășițele acestuia. Totuși, cel mai recent caz, să știi că este din 2019 și mai exact în Franța, când un preot... Fabi, chiar era cu gluma, Fabi! Iana! Fabi! 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 Diana! Sharon? Foarte amuzant! Vă rog, întoarceți-vă! Diana! Fucking! Sharon! Diana, țipă dacă nu mă auzi! Sharon! Bună încercare! Ei bine, Diana și Sharon sunt de negăsit, ceea ce înseamnă că eu trebuie să termin pastila acum. Ok, strigoi, da. Deci, cel mai recent caz de exterminare a unui strigoi s-a întâmplat în Vrancea în 2019, când un preot, Petreduță, numele lui,
a permis familia unei femei decedate să vandalizeze mormântul acesteia, deoarece o considerau ca fiind un strigoi. Cei patru au dezgropat-o și i-au înfipt un cuțit în piept pentru a neutraliza creatura. E bine, vecinii nu au fost prea încântați de acest act sfânt și au reclamat la poliție, ceea ce le-a deschis membrilor familiei un dosar penal pentru profanare de morminte și i-a condamnat la închisoare cu suspendare. Preotul, pe de altă parte, a fost pur și simplu achitat de absolut orice sentință. E bine, aici se încheie episodul astăzi din Investigații Criminale, unde am vorbit despre strigoi. Eu am fost doar Fabian. Iar eu am fost Iana. Te-am căutat o oră. O oră. Am mers, am noroi pe picioare, sunt mort. Okay. Iartă-mă. Ne vedem la mașină, ia camera și ne vedem.